Ne întâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1833, la data de 21 octombrie, s-a născut Alfred Nobel, chimist, inventator și om de afaceri suedez, cunoscut în special datorită fundației care oferă anual faimoasele premii Nobel. Immanuel, tatăl său, inginer de profesie, s-a confruntat de multe ori cu problema aruncării în aer a blocurilor de piatră pentru a putea construi poduri și clădiri în Stockholm. Deși mama sa, Andrieta Alsel, provenea dintr-o familie bogată, anul 1833 avea să fie și unul nefast pentru familia Nobel datorită falimentului căruia tatăl său a trebuit să-i facă față. Tragicul eveniment, care se repetă de altfel câțiva ani mai târziu, îi desparte pentru o bună perioadă de timp pe cei doi soți, tatăl său plecând 4 ani mai târziu în Finlanda și Rusia pentru a-și porni o nouă carieră. Între timp, Immanuel înființează o companie în Sankt Petersburg, iar în anul 1852 Alfred este chemat să lucreze pentru compania sa. La un interval scurt de timp, Alfred Nobel avea să descopere că prin amestecarea nitroglicerinei cu diamant se formează o pastă care putea fi modelată în diferite forme și dimensiuni. În anul 1867 își brevetează invenția sub denumirea de diamită. Pentru a putea declanșa explozia, Alfred brevetează o altă invenție, un detonator bazat pe apropierea unui fitil. De asemenea, tot pe data de 21 octombrie, în anul 1915, a trecut la cele veșnice scriitorul Virgil Onițiu, membru corespondent al Academiei Române. Originar din orașul Reghin, acesta a urmat cursurile primare din localitate, urmând ca liceul să îl încheie la Szeged. Apoi a urmat cursurile Institutului Teologic la Viena și Sibiu, precum și cele filozofice și filologice la Viena și Budapesta. De asemenea, între anii 1885-1886 a lucrat la Sibiu în redacția publicației Telegraful Român și a fost cancelist al mitropoliei. După terminarea studiilor, s-a stabilit la Brașov, unde din anul școlar 1890-1891 a ocupat catedra de limba română și latină la liceul românesc din localitate, iar din 1894 a fost numit în funcția de director al școlii. În această calitate, Virgil Onițiu a ridicat școala pe care o conducea la nivelul cerințelor vremii. A inițiat masa studenților pentru elevii săraci, a încurajat excursiile școlare și practicarea sporturilor, construind chiar un patinoar în curtea școlii. De asemenea, a înființat muzeele de numismatică, arheologie, filologie estetică și bibliotecile de clasă, completând laboratoarele cu aparate noi de fizică. S-a stins din viață în anul 1915, pe data de 21 octombrie, la Brașov.